văzut ce machiaje se poartă în această toamnă. Suntem mai mult decât pregătite pentru orice eveniment, dar o fi bine sau nu o fi bine să ieșim din casă? Asta aflăm chiar acum de la Sanda Ionescu, astrologa noastră, care este aici să ne dea mai multe detalii, pentru că s-au întâmplat o grămadă de lucruri de când nu ne-am văzut și abia așteptăm să vedem la ce trebuie să ne așteptăm. Este adevărat, s-au întâmplat. Bine v-am regăsit, ca de fiecare dată este o bucurie să mă văd cu voi, că aveți așa un vibe foarte fain. Asemenea. De asta am ieșit din casă, pentru că aveam un vibe foarte bun și nu știam ce să facem. Stai așa, pentru că avem o problemă cu ce tot problemă? Vibe-ul bun. Să știi că da, în ultima perioadă sunt 6 planete în retrograd și vreau să întreb pe Sanda ce mai înseamnă asta, la ce trebuie să ne așteptăm. Să ieșim. Toată lumea, da, normal că are rost să ieșim, nu le ascundem. Da, toată lumea vorbește despre faptul că sunt 6 planete retrograde, dar trebuie să ținem cont că 3 dintre ele sunt planete transpersonale, care nu ne afectează foarte mult la nivel personal, ci mai degrabă la nivel colectiv. Adică separat, dacă vreți. Da, da. Uranus, Neptun, Pluton, ele retrogradează anual și stau acolo retrogradare 6 luni, deci nu e ceva ieșit din comun, se întâmplă asta de fiecare dată. Dar cum ne afectează, practic? Nu ne afectează personal, dar la ce nivel ne afectează? Mai degrabă afectează persoanele care sunt foarte trezite din punct de vedere spiritual, ele chiar deci simt energia asta. Da. Așa afectată. Da, tu ești, da, foarte afectată. Eu am simțit. M-a afectat de săptămâna trecută, a început să mă afecteze. Păi mai avem și alte planete retrogradare, da, cum ar fi Jupiter, Saturn și da, Mercur. Da. Celebrul Mercur. Da. Aceste planete chiar ne influențează direct, în bine sau în rău, în funcție de atitudinea pe care noi o avem. Acum, dacă stăm să ne gândim că Jupiter și Saturn sunt retrograde de mai mult timp, ele ne influențează mai mult sau mai puțin. Eu n-am simțit, de exemplu. Adică pe mine nu m-a anunțat nimeni. Băi, vezi că intră Jupiter și Saturn în retrograd. Nu ți-ai dat seama. Ea foarte bine integrată ea cu ea. Ești, ai încredere în tine, dar contează foarte mult. Nu mai am nicio întrebare. Următoarea întrebare. Da. Dar totuși eu sunt curioasă ce lecții avem de învățat de la aceste planete. Jupiter vine cu niște lecții care țin foarte mult de natura dreptății. Dar e necesar să... În general, atunci când vorbim de planete retrograde, este nevoie să ne întoarcem înapoi, să ne învățăm lecțiile. Jupiter, trebuie să fim onești, să fim corecți, să nu mai accesăm minciuni, să nu mai amânăm nimic din ceea ce ne-am propus și să ieșim din starea de mediocritate, să fim mai generoși, mai sinceri și să accesăm etica morală. Și atenție, mare atenție, dragi telespectatori, la chestiune nesăbuită. Ne-ai prins, mai ales pe noi femeile care facem shopping online non-stop. Va trebui să reducem un pic din shopping online imaginar. Pun în coș și uit de ele. Deci e ok. Dar lecțiile lui Saturn care sunt? Lecțiile lui Saturn sunt ceva mai teribile. Și dacă nu reușim să le integrăm, e nevoie să ne asumăm consecințele, având o pondere foarte mare atenție în destinul nostru. Este necesar să ne întoarcem în timp și să iertăm, deoarece este în semnul vărsătorului, adică la el acasă, în domiciliu, și când stăm la noi acasă, suntem mai relaxați, suntem mai vulnerabili, ba chiar ignorăm dacă se întâmplă ceva rău, da? Saturn retrograd ne spune că a venit vremea să nu ne mai pierdem timpul cu lucruri inutile. Bravo. Astfel încât, da, e indicat să fim mai răbdători, mai asumați. Da, e... Dacă accesăm răbdarea și suntem mai asumați... Apropo de răbdare, eu abia aștept să ne spui ce aduce de data asta mult temutul Mercur retrograd. Ce că el e drăguț, adică... Eu nu cred e foarte drăguț, bravo! Vede într-o lumină foarte bună, e foarte frumos. Depinde cum îl... Ei. Dar de unde să găsim mai multă răbdare ca să, nu știu, să tratăm lucrurile așa cum ar trebui să le tratăm odată ce Mercur a intrat în retrograd? Răbdarea asta o găsești în tine dacă tu încerci cumva să fii mai... mai contemplativă, să nu te grăbești, pentru că ne duce către grabă acest Mercur retrograd. Mai atentă, pentru că ne pun așa ca o ceață, ne zăpăcește Mercur retrograd. Da. Să fim foarte atenți. Am simțit eu ceva. Dar
Zăpăcită. Pentru că Mercur retrograd a intrat din data de 29 septembrie și stă până în 18 octombrie sub semnul balanței. Ce înseamnă adică asta? Este la dispoziția lui Venus, care înseamnă iubire. Când spui Venus, spui iubire. Astfel încât, atenție, zodiile Gemeni, Balanță și Vărsător. Nu e la mine. Lecția iubirii se poate integra armonios. Deci pentru voi, dacă cumva ați avut o dispută în trecut, o dispută amoroasă, acum e momentul reîmpăcării. Dar în schimb, stai că stai un pic, mai întâi, sunt cu extremele. Răbdare, exact. Pentru zodiile Berbec, Capricorn și Rac, natura lui Mercur retrograd ar putea să-i încurce mai mult, pentru că au o comunicare mai agresivă, atenție la compromisuri și la uitări. Iar pentru celelalte zodii, cum ești tu, Scorpion, este, da, ține de liber arbitru, pentru că vorbim de sextil. Da, și aici ține de liber arbitru, da. Adică dacă tu ales, ai o comunicare, tu te gândești, ia, ce fac? Mă duc, intru în ăla, îi zic vreo două, sau mai bine mă abțin, stau în banca mea? Și cum e mai bine să facem? Cum simțiți? E bine, de fapt, nu cum simțiți, e necesar, e indicat să spunem ceea ce avem de spus în Mercur retrograd, să nu ne abținem, da? Și dacă avem o întrebare, o nelămurire, dar tonul face muzica, nu? Deci, practic, lucrurile ar trebui clarificate acum, da, în perioada urgent, asta. Urgent, da. Asta face Mercur retrograd, ne ajută să clarificăm ceea ce în trecut am ținut în noi sau pur și simplu am că dat uitării. Că de-aia e la suprafață, mă gândesc, ca lucrurile să fie lămurite și să mergem mai departe. Eu am o întrebare. Eu am în această multe. Perioadă a intrat în intri ședință cu tine, da, după o să emisiune. Aplic, o să eu am o întrebare, dacă în această perioadă este ok să semnăm contracte sau... Foarte bună întrebarea ta. Pot să-mi iau casă? Nu. Pot o lege. Este perioada în care tot ceea ce reprezintă achiziții pe termen lung, mașină, casă, aparatură, nu. Soț. Și soț. Și soț, da. Pentru că sfatul meu este, exact, căsătoriile. Să renunțăm și la soț în perioada asta? Nu să renunțăm la soț. Nu, la soț nu, dacă deja căsătoria este făcută, nu. Dar e indicat ca în momentul ăsta, dacă cumva vă trece prin cap să vă căsătoriți, așa, nu te... să nu o faceți acum. Așteptați și voi un pic. Da, așteptați până pe 18 octombrie. Pe 18 octombrie. Deoarece, da, te poți duce înapoi, divorț, despărțiri și așa mai departe. Pentru... Da. Căsătorii. Când să vă apuce pe voi dorul de... Și acum, băi, deci când voiam. Exact, nu vine să cred. Aș vrea să vorbim despre dragoste și despre compatibilități. Am putea să vorbim despre asta? Eu încă încerc să aflu dacă sunt compatibilă cu soțul sau nu. Apropo de compatibilități, asta face parte din astrologia comercială. În astrologia tradițională, atâta timp cât tu te-ai întâlnit cu Vlad, da? Sau eu cu Florin, da? De exemplu, eu cu Florin suntem în opoziție. Eu sunt berbec, el este balanță. Dar nu se vede. Mi se pare că exact. De ce? Bine. Pentru că iubirea, și niciun astrolog nu are dreptul să-mi zică cuiva în situația noastră, tu nu te potrivești cu o balanță. Pentru că iubirea este dincolo de astrologie. Și ce înseamnă această opoziție? Că noi prin iubire am reușit să integrăm ambele energii. Eu sunt mai așa, el este mai calm. Da. Practic, o să vă zic, te rugăm frumos. E adevărat și practic vorba melodiei, numai iubirea învinge tot. Exact. Numai iubirea, doar iubirea. Numai iubirea, doar iubirea. Bine, și publicitatea învinge tot din când în când. Îți mulțumim, Sanda, foarte mult. Mare drag și să aveți o toamnă frumoasă, fructuoasă, echilibrată și să avem grijă ce vorbim.